Artiști din 10 țări vor participa la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Opere și Balet Maria Bieșu. Evenimentul se va desfășura în perioada 8-17 septembrie la Chișinău. Festivalul va cuprinde 8 spectacole de o înaltă ținută artistică, între care 5 opere, 2 spectacole de balet și un concert de gală. La actuala ediție vor evolua artiști cunoscuți din diverse țări, majoritatea dintre ei originari din Moldova, dar și soliștii Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșom. Festivalul se va, încheia pe 8, se va deschide pe 8 septembrie cu opera Madame Butterfly de Puccini și se va încheia pe 17 septembrie cu un concert de gală.